topul de astăzi avem 10 locuri de văzut în Moldova și Bucovina. Localitatea Marginea, atelierele de olărit, magazine cu ceramică neagră și restaurantul La Masa Olarului. Marginea este un centru de artă populară, căruia i s-a dus vestea îndeoseb pentru ceramica neagră ce se produce aici, unică în Europa. În Marginea, începutul olăritului este stabilit de către istorici în jurul anului 1500. Și ca să-ți faci o idee despre cât de important și special e locul ăsta, află că în lume mai există doar două centre de ceramică neagră, unul în America de Sud, altul în Mexic. Cetatea de scaun a Sucevei, construită la sfârșitul secolului al XIV-lea în apropierea orașului medieval Suceava, cetatea Sucevei a fost principala reședință a domnilor Moldovei timp de aproape 200 de ani, iar acum este monument istoric de nivel național. Monumentul a fost reabilitat până la cel mai mic detaliu. Peste tot găsești explicații cuprinzătoare atât în română cât și în engleză, iar în câteva încăperi ai parte și de activități interactive. Castelul și zidurile de apărare au fost consolidate și completate în cadrul unui vast proiect cu finanțare în perioada 2011-2015, reușind să redea vizitatorilor o imagine a trecutului Moldovei. Muzeul Oului. În Bucovina există nu unul, ci trei astfel de muzee al ouălor încondeiate. Unul în satul Ciocănești, altul în comuna Vama și celălalt în Movilița. Cel de la Vama, o căsuță amenajată cu 45 de vitrine ce conțin o colecție impresionantă de peste 7.000 de ouă din 82 de țări de pe toate continentele. Este o colecție privată ce aparține profesorului Letiția Orșivski, artist român recunoscut la nivel național și internațional. Cu un audioghid pornești în descoperirea lumii și istoriei ouălor încondeiate, tehnicilor de împodobire a oului și rolului acestuia pe toate meridianele lumii. Așa ai ocazia să descoperi ouă bucovinene, unele cu o vechime între 50 și 100 de ani, ouă din alte zone ale României, colecția internațională, ouă tradiționale din 82 de țări ale lumii, creații ale artiștilor de diferite naționalități aranjate pe teme, ouă cu motive religioase, florale, abstracte, ouă perforate, ouă cu aplicații, etc. Ouă diverse, ouă din porțelan, ceramică, sticlă, lemn, piatră. Ciocănești, satul cu case încondeiate. În satul Ciocănești, casele încondeiate îți vor fura privirea. De-a lungul drumului sunt zeci de locuințe care, mai de care, mai pictate și aranjate, dovada vie că oamenii chiar pot sfinți locul. Dintr-un sat uitat de lume, localnicii au reușit să facă un adevărat muzeu viu cu peste 600 de gospodării una și una. Ciocănești este unul dintre cele mai frumoase sate din România la momentul actual și merită tot efortul să dai o fugă și până aici. Satul polonez Solonețul Nou și Mina Cacica. Încă de la intrarea în sat, scris deopotrivă în română și poloneză, Solonețul Nou, Novi Soloniec. În satul Solonețul Nou se află cea mai mare comunitate de polonezi din România. Pe vremea ocupației habsburgice, în zona Cacica s-au stabilit foarte mulți muncitori și specialiști polonezi. Cei mai mulți s-au mutat acolo în anii 1790-1791, în zona minei de sare Cacica, care dă și numele localității. Apoi, în 1803, muntenii din Ținutul Țadea și-au părăsit locurile natale și au venit în Solonețul Nou, Pleșa și Poiana Micului. Mina Cacica este și ea în apropiere și se poate vizita. Locul s-a dezvoltat datorită implicării minerilor din Polonia. Cercetările spun că la Cacica a existat una dintre cele mai vechi explorări de sare recristalizată din Saramură prin fierbere și evaporare din Europa. Intrarea în mină se face pe 192 de trepte vechi de brad, aflate acolo de la începutul exploatării. Și
șoseaua Transrarăul, mini Transfăgărășanul Bucovinei. De Transfăgărășan și Transalpina este imposibil să nu fi auzit deja, dar află că și Bucovina se mândrește cu o șosea așezată pe culm de munte pe numele său Transrarău. Se întinde pe 16 km spectaculoși și face legătura dintre Pojorâta și Rarău, fiind una dintre cele mai frumoase șosele din România. Traseul Pietrele Doamnei. Pietrele Doamnei se află în munții Rarău la altitudinea de 1634 de metri și au o înălțime de 70 de metri. Primele cercetări în zona au fost întreprinse de geologii austrieci, care au descoperit că aici există formațiuni din calcar cu încrustații de corali, amoniți, alge marine și alte elemente ce formau recife acum mai bine de 140 de milioane de ani. Le puteți vedea și pe traseu, indicate de câteva plăcuțe explicative. Este un urcuș destul de greu prin pădure, pe poteci aproape inexistente, printre rădăcini de copaci, pentru ca apoi, aproape de vârf, să ai de escaladat bolovani. Odată ajuns în vârf însă, simți tăria vântului, vezi norișorii cum se mișcă cu repeziciune deasupra Pietrelor Doamnei și ai parte de o priveliște de-a dreptul magnifică. Plimbare cu mocănița de Bucovina. Noi am spus pas acestui obiectiv. După ce am cerut păreri în stânga și în dreapta despre cum e plimbarea cu această mocăniță, care pare să nu se compară cu surata ei mai celebră din Maramureș, am decis să alocăm timpul altor obiective. Îl lăsăm însă pe lista noastră ca să știi de el. Construită în 1888 pentru transportul de masă lemnoasă, mocănița Huțulca este una dintre atracțiile turistice din Moldovița. Traseul nu durează mai mult de 3 ore dus întors și pornește din Moldovița, zona hotelului Oana, având ca punct final Argel. Casa memorială Ion Creangă de la Humulești, căsuța în care s-a născut și a copilărit Ion Creangă. Odăile sunt amenajate exact ca în vremurile marelui scriitor, iar pe fundal se auzeau, povestite cu grai moldovenesc, pățaniile lui Nică. Ion Creangă a locuit aici permanent de la naștere până în 1846. Apoi, până în 1959, casa a fost locuită de descendenții familiei Creangă. Lângă muzeu se găsește și parcul tematic Ion Creangă, un loc în care te poți întâlni cu personajele poveștilor sale celebre. Capra cu trei iezi și lupul cel rău, cocoșul din punguța cu doi bani, cocoțat pe o cracă, vulpea din ursul păcălit de vulpe. E prea frumos ca să nu treci și pe acolo. Cetatea Neamțului. Cetatea Neamț făcea parte din sistemul de fortificații construit în Moldova la sfârșitul secolului al XIV-lea, în momentul apariției pericolului otoman. Sistemul de fortificații medievale cuprindea așezări fortificate, cum ar fi curți domnești, mănăstiri cu ziduri înalte, precum și cetăți de importanță strategică, în scop de apărare, întărite cu ziduri de piatră, valuri de pământ sau având șanțuri adânci. Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea de Petru I, a fost fortificată în secolul al XV-lea de Ștefan cel Mare și distrusă în secolul al XVIII-lea, în anul 1718, din ordinul domnitorului Mihai Racoviță. Cetatea Neamț a fost inclusă pe lista monumentelor istorice din județul Neamț din anul 2015. Vi se pare lista? Ce ar mai trebui adăugat? Puteți să ne spuneți în comentarii ce locuri v-au impresionat.